Bun găsit tuturor! Mulți dintre voi deja așteaptă și știu că pe data de 18 ianuarie 2022 are loc trecerea nodurilor lunare către o nouă axă, cea financiară Taur-Scorpion. Schimbarea nodurilor lunare este un eveniment astrologic special. Nodurile lunare sunt codul nostru de viață, este cheia destinului. Acesta este vectorul dezvoltării noastre, în urma căruia găsim armonie în viață și fericire, pe care cu toții ne-o dorim cu adevărat. În momentul nașterii fiecare are propriile noduri lunare, adică în anumite zodii și case. Ciclul nodurilor lunare este de 18 ani și jumătate, dar în fiecare an și jumătate un subiect nou și noi schimbări în viață au loc. Iar informația care este stocată în nodurile lunare este poate cea mai importantă. Evenimentele asociate cu nodurile lunare au cea mai puternică influență asupra destinului, indiferent în ce case ale horoscopului sunt acum planetele. La fiecare 18-19 ani se repetă o sferă unde deja au existat schimbări și dacă nu ne-am dezvoltat în această direcție, atunci viața ne va cere să o facem. Există două noduri lunare. Nordul, dând direcție creșterii și prosperității, și sudul, experiențele pe care trebuie să te bazezi, dar nu să te dezvolți în acest moment. Și aici, la mijloc, se află armonia, punctul de echilibru, la care trebuie să ajungem în cele din urmă. Nodul nord este lipsit de energie, iar nodul sud este supraalimentat. Nodurile lunare sunt de fapt o întreagă strategie căreia nu trebuie să-i reziști. Acum, axa Taur-Scorpion se va manifesta în perioada de la 18.1.2022 la 17.7.2023, iar apoi până în august 2040, acest program de nod lunar nu va mai exista. În această perioadă va avea loc o reevaluare a valorilor și accentul se pune pe finanțe. De exemplu, te gândești la o nuntă, ai nevoie de bani. La nașterea copiilor, ai nevoie de bani. Pentru a construi o casă, ai nevoie de bani. Cineva își va schimba locul de muncă. Cineva va începe să lucreze pentru prima dată. Cineva își va deschide propria afacere sau va studia contra cost. Indiferent de sfera pe care nodurile lunare te ating, peste tot va exista un motiv monetar. Și ce ne va învăța axa Taur-Scorpion? Noua axă a nodurilor lunare Taur-Scorpion ne spune că a venit timpul să punem rădăcini. Viața ar trebui să înceapă să crească ca după iarnă când pământul doarme, iar primăvara totul începe să prindă viață. Întrucât Taurul, semnul Pământului, este situat în nodul nord ascendent, trebuie să dezvoltăm calitățile acestui semn pentru a găsi armonie. Aceasta este răbdarea, practicitatea. Trebuie să facem totul pentru a învăța să stăm ferm pe picioarele noastre. Trebuie să încetinim mersul vieții noastre, să ne oprim și să ne liniștim, să realizăm nevoile noastre. Ceea ce înseamnă o viață confortabilă pentru noi, încetăm să ne mai facem griji pentru problemele lumii și trecem la treburile noastre personale. Sarcina pentru următoarea perioadă este să învățăm să ne reținem emoțiile și să nu luăm decizii pripite. De exemplu, fă din asta o regulă pentru tine. Înainte de a răspunde la ceva sau de a lua o decizie importantă, numără mai întâi până la 10, altfel graba va strica totul. Taurul este cu siguranță despre bani. Trebuie să înveți nu numai să câștigi bani, ci să și acumulezi, să păstrezi și să îi înmulțești. Fii mai practic, bazează-te doar pe tine, pe cunoștințele, talentele și aptitudinile tale. Sarcina Taurului este o viață bine hrănită și calmă, cu un peisaj frumos în afara ferestrei. Pentru sănătate, o rutină zilnică clară, alimentația sănătoasă și sportul sunt importante, dar trebuie să faci totul pentru a te bucura de ceea ce se întâmplă.
Vrei să mergi la sală? Răsfață-te cu masaj. Sau începe să mergi la dans, yoga, în not. Toate acestea te vor ajuta să eviți problemele de sănătate. Dacă vrei ceva dulce, există o mulțime de alte opțiuni, dar moderația și alimentația sănătoasă sunt importante acum. Trebuie să încerci să eviți orice stres, deoarece acest lucru duce la depresie și ca urmare la boală. Un alt sfat: învață cum să faci ceva cu propriile mâini, să fie hobby-ul tău pentru viitorul apropiat. De exemplu, tricotează, plantează flori, pictează tablouri, țese coșuri, construiește ceva cu propriile tale mâini. Asigură-te că îți ții mâinile ocupate. Acest lucru ar trebui să-ți distragă atenția de la activitățile și problemele tale zilnice. Este curios că în zodia Taurului, unde va fi amplasat nodul nord ascendent, acum este în vizită Uranus, căruia pur și simplu nu-i place calmul, dar iubește șocul și spontaneitatea. Uranus este o planetă de reformatori care sparg bazele, schimbă tradițiile și încearcă să folosească cele mai noi tehnologii și metode avansate. Ei bine, dacă se întâmplă acest lucru, înseamnă că trebuie să te adaptezi la aceste schimbări. La urma urmei, sarcina noastră pentru următorul un an și jumătate este confortul și stabilitatea. Rezultatul final este important. În lume, în această perioadă, va fi o luptă pentru putere. Luptă pentru sferele de influență, dependența de alții, un exces de emoții negative. Rezolvarea problemelor în detrimentul altora, nu cu propriile mâini, ca să spunem așa. Cu siguranță se va întâmpla ceva cu finanțele, dar Taurul este pașnic, iar fiecare dintre noi va avea propriul program, propria sarcină de a opri suferința și de a învăța să ne bucurăm de viață, pentru că zodia Taurului este condusă de Venus, iar acesta este un simbol al frumuseții, iubirii și a banilor. Pentru Capricorni, vine timpul când se va bucura de tot ceea ce face. Vei fi mulțumit de rezultatele tale, iar pe strada ta va fi sărbătoare. Vine o perioadă de bucurii neașteptate și de fericire întâmplătoare. Obiectivul tău este să te bucuri, să iubești și să fii iubit, să faci ceea ce îți place și să-ți dezvălui toate talentele, tot potențialul tău creativ. Ne dezvoltăm de-a lungul nodului ascendent, în timp ce pe nodul descendent ne bazăm pe experiență și folosim ceea ce avem din abundență. Nodul nord ascendent va fi în casa a cincea. Casa a cincea este poate cea mai plăcută casa horoscopului, pentru că este responsabilă pentru dragoste și relații romantice, pentru copii, pentru talente, pentru creativitate și propria afacere. Acestea sunt pasiuni, hobby-uri, entuziasm, acesta este succes și recunoaștere. Și tocmai în aceste domenii, tu trebuie să te dezvolți și să crești. Cineva poate avea un copil, nepoți, o sarcină, poate că copiii tăi au crescut și îi vei duce la grădiniță, la școală și poate la sport. Vei acorda multă atenție copiilor și vei fi mândru de ei. De asemenea, munca ta acum poate implica lucruri cu copiii. Desigur, vor fi și multe cunoștințe noi plăcute, iar unele se pot dezvolta în relații serioase, dragoste puternică și poate fi iubirea a întregii tale vieți. Principalul lucru e că va fi o mulțime de romantism. Dacă ai un hobby sau ești o persoană creativă, îți place ceva, gândește-te. Poate poți începe să faci bani din asta și poate deveni chiar sursa ta de venit. Poate că ai avut un vis de mult timp, așa că acum vor exista toate șansele să-l împlinești mai îndrăzneț. Timp de un an și jumătate nu vei rămâne cu un sentiment de entuziasm. Vei dori să-ți asumi un risc în ceva, să încerci pe tine și cu puterea ta. Pot fi oferte riscante, alianțe, proiecte sau poate te decizi să vizitezi cazinoul pentru prima dată. Este posibil chiar și câștigarea la loterie. Participă la diverse competiții, competiții sportive, pentru că vei reuși și norocul te așteaptă peste tot.
Nodul sud descendent va fi în casa a 11-a. Casa 11-a este despre prieteni și oameni cu gânduri asemănătoare. Acestea sunt uniunea ale oamenilor, comunități, precum și sponsori, tutori și patroni. Simte-te liber să-i contactezi pentru ajutor. Prietenii sunt cei care îți pot prezenta viitorul tău suflet pereche. Prietenii sunt cei care te pot ajuta cu munca. Îți pot sugera o idee pentru o direcție în afaceri sau creativitate. Prietenii pot face orice, de aceea sunt prieteni. Desigur, acum întâlnirile cu ei vor fi mai puțin dese, pentru că tu ai ceva de făcut. Uranus și nodul nord ascendent vor fi împreună în casa a cincea. Nodul nord ascendent aduce cu sine creștere și dezvoltare, iar Uranus aduce un șoc, uneori plăcut și cel puțin neașteptat. Dar nu lăsa asta să te sperie acum. Uranus se află în acest sector din primăvara anului 2019 și trebuie să fi fost și niște surprize plăcute. Acum Uranus îți poate oferi o perspectivă. Se pare că te trezești și vezi tot ce se întâmplă diferit și înțelegi ce să faci, unde să te muți. Te va împinge la aventurism și în cele din urmă vei renunța la indecizia într-o anumită chestiune, poate timiditate, și vei risca. Deoarece casa a cincea este noroc, atunci, împreună cu Uranus, poate fi o ascensiune incredibilă, un triumf, iar toate acestea vor părea un accident fericit. Acestea sunt darurile destinului. Dar ceea ce este cel mai important, după ce ai primit odată darul sorții, nu mai ispiti soarta. De exemplu, dacă câștigi la un casino, nu mai mergi apoi acolo. În dragoste, sunt posibile și întorsături neașteptate ale evenimentelor. Pot exista relații ocazionale care se încheie cu sarcină și nașterea copiilor. Ca să spun așa, nu va fi totul planificat. Principalul lucru e să trăiești ușor, luminos, cu plăcere, dar nu uita de responsabilitate, ieșind din umbră, în prim plan, nu uita de prietenii tăi care te-au ajutat. Creează o familie, o uniune creativă, pentru că nu ar trebui să fii singur, ar trebui să fii cu oameni iubiți și iubitori în apropiere. Și atunci, vacanța vieții va fi mereu cu tine.